Municipiul Sibiu a fost sâmbătă 26 februarie gazda celei de-a doua ediție a Conferinței Naționale de Vânzări a companiei MaxiGo Broker. Conferința, desfășurată în elegantul Hotel Ramada, a fost urmată de gala premiilor MaxiGo. Evenimentul a reunit elita forței de vânzări a companiei, peste 500 de specialiști din cei peste 3000 de colaboratori ai MaxiGo, precum și reprezentanții principalelor companii de asigurări partenere. Prima parte a zilei a fost dedicată prezentării pieței asigurărilor, a rezultatelor MaxiGo pentru anul care s-a încheiat, precum și a noului sistem informatic al companiei. Cea de-a doua jumătate a zilei a fost dedicată premierii celor mai performanți membri ai echipei MaxiGo în anul 2010. Cei trei mari câștigători ai serii ne-au vorbit despre importanța premiilor obținute. Este o recunoaștere a muncii și este cel mai important premiu pe care îl primește un asistent în MaxiGo. Am muncit foarte mult. Premiul pe care l-am obținut m-a onorat, dar mă și responsabilizează foarte tare. A fost un an cu muncă aproape dublu, realizări pe măsura muncii și sunt bucuros pentru faptul că munca mi-a fost apreciată de către conducerea MaxiGo. Invitații speciale a evenimentului au fost reprezentanții Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, IUNSICAR, Institutului de Asigurări și Pensii, alături de reprezentanții celor mai valoroase companii de asigurări din piață, Astra Asigurări, Allianz Țiriac, Euroins, BCR Asigurări, Grupama, Generali Asigurări, Ardaf, Credit Europe, Carpatica Asig, Unica Asigurări, Omnia Sig, Alico și Eureco. Evenimentul a fost moderat de Sergiu Costache, președinte Media Exprim, companie care a primit în cadrul ceremoniei premiul special pentru promovarea imaginii MaxiGo. La finalul evenimentului, liderul companiei MaxiGo Broker, domnul Alexandru Apostol, a declarat: noi vrem să ne dezvoltăm, să creștem în continuare, chiar dacă acest climat este ostil, instabil, neconsecvent, trebuie să muncim mai mult și mai bine. Trebuie să ne adaptăm, să fim flexibili și să nu ne dăm bătut, să construim în continuare. Ziua s-a încheiat cu o cină informală, un excelent cadru de socializare pentru colaboratorii și invitații speciale a evenimentului.